Bună ziua, domnilor și doamnelor, stimați oaspeți! Bine ați venit la spectacolul extraordinar Dintr-o casă în altă casă. De fapt, astăzi ne-am adunat aici din mai multe motive. Pentru a sărbători ziua nașterii luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu, ziua culturii naționale și pentru a asista la spectacolul nostru, care este o dare de seamă a școlii populare de artă și civilizației românească din cadrul Centrului Bucovinean de Artă Cernăuți. Ca în fiecare an și astăzi, Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești, a ajuns la inimile celor care nu au uitat și l-au omagiat. Anul acesta se împlinesc 166 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, care, chiar dacă îl mai trecem cu vedere de-a lungul anului, se face simțit prin poemele cunoscute. Nu există român care la școală n-ar fi învățat o poezie de-a lui Eminescu, sau vreun îndrăgostit care nu a putut alege vreun poem al poetului pe care să-l recite iubitei. Printre cele mai cunoscute poezia lui Mihai Eminescu sunt Somnoroase păsărele, Floarea albastră, Scrisorile, Lacul, Pe lângă plopii fără soț și Luceafărul, dar și altele care cu siguranță au rămas în memoria tuturor iubitorilor de poezie. Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că fără Eminescu am fi altfel și mai săraci, scria Tudor Vianu. Din 2011, data de 15 ianuarie, aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu a fost legiferată drept Ziua Culturii Naționale, o zi de reflecție asupra culturii române și a proiectelor culturale de interes național. Ziua Culturii Naționale este celebrată și la Cernăuți, printr-o suită întreagă de manifestări culturale, printre care și spectacolul nostru Dintr-o casă în altă casă, care după ce a fost susținut în mai multe localități românești din regiunea Cernăuți, și dacă să concretizăm, acest spectacol a fost susținut în 9 localități românești, a ajuns și pe scena regională datorită discipolilor Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească și în primul rând a dascălilor care i-au instruit pe acești copii. Despre Școala Populară de Artă, care susține acest concert, astăzi vom vorbi pe parcursul spectacolului. Acum să dăm scena cântecului, cântecul și melodiei. În fața dumneavoastră este aranjată orchestra Mugurelul, care a fost creată anul trecut, în 2015, și am să spun câteva cuvinte despre istoria acestei formații. Această formație a fost creată încă 20 de ani în urmă în acest local, în Palatul Tineretul Bucovinei. Între timp, n-a mai fost nevoie de muzică populară românească și orchestra și-a încetat activitatea. Însă, în 2015, grație proiectului Școala Populară de Artă și Civilizație Românească, instruiți de maestrul Nicolae Hackman, artist emerit al Ucrainei, această orchestră iarăși a început să fie mai vie decât a fost, pentru că pe parcursul a 4 luni de zile, acești copii sunt deținătorii a 4 premii foarte importante. Premiul întâi la Festivalul de Folclor pentru Copii și Tineret Cătălina din Iași, premiul întâi la Festivalul Internațional de Folclor în Grădina cu Flori Multe, au fost invitați la Festivalul Trandafir de la Moldova, au fost invitați și la Suceava, la Ziua Bucovinei. Orchestra de instrumente populare Mugurel, conducător artistic, artist emerit al Ucrainei, maestru Nicolae Hackman.
invităm în scenă simbolul acestei școli populare de artă și civilizație românească, care este formația folclorică Perla.
mare, privește către soare, pe zăcrimează cineva. Vă lăsăm în compania Orchestrei de Instrumente Populare Mugurel, instructor maestru Nicolae Hackman. Solista orchestrei Ana Maria Calancea cu cântecul Am un bade pădurar. Măi, badeță, măi, măi, am un bade pădurar, măi, bade.
batiță măi, frunză verde din marar măi, batiță măi, măi, am un bat de pantorar măi, batiță măi, câtă și șai mai trăie, șai rai 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 ra, pădurar noi mai iubim măi, batiță măi. Dacă-i dragostea mai dulce măi, batiță măi, și măi, bădiță măi, când-i dragostea mai dulce, măi, bădiță măi, măi, el ia pușca și se duce, măi, bădiță măi, și ia calea părului, șai, rai, 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 iar rămân cu părului, măi, bădiță măi. Dar și se duce la paduri, măi, bădiță măi, cu fetele după muri, măi, bădiță măi, și se duce la paduri, măi, bădiță măi, măi, cu fetele după muri, măi, bădiță măi, și ia calea pădrului, șai, rai, 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 eu rămân cu mătorul lui, măi, bădiță măi. Da, măi, bădiță, pădurar, bădiță măi, măi, nu umbla așa făinar, măi, bădiță măi, măi, bădiță, pădurar, măi, bădiță măi, măi, nu umbla așa făinar, măi, bădiță măi, cu fetele întâlnești, ai, rai, 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 pe tatitul iubești, măi, bădiță măi, câte fetele întâlnești, ai, rai, 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 pe tatitul iubești, măi, bădiță măi, măi. Mulțumesc!